Ia zi, vericule, ce-i facem? Vreau ca bijuteria mea să ajungă pe mașini cu Luci Popa. Adu-o la servis să o facem să pară mașină de om realizat. Gata, frățic. Este un motor puternic, rău de tot. Destul de... Power VR1 9 TDI, urci cu el pe munte de n-ai treabă. Astăzi veți auzi clișee. Clișee precum francezii fac mașini frumoase, clișee precum DS vine de la zeiță și clișee precum... Mai zi tu, Mihai, un clișeu. Bobo, v-am lăsat fără cuvinte. Fără cuvinte? Deci, aici, în anonimitatea noastră din Dolj, nu știam că există o astfel de mașină atât de frumoasă. Păi nu e din Dolj. Păi noi aici nu avem așa ceva, nu am văzut. Este venită din ce țară crezi că este venită? Evident, din Franța, Popa. Da, da, asta n-a văzut Franța niciodată, că e făcută în Germania. A? Făcută în Germania. Okay. Stellantis, nou grup. Ah, mă înțeles. Opel, Peugeot, Citroen, DS și restul. Și... Hai mai la distanță. Bă, cât este de frumoasă. Întoarce pe mașină, lasă-mă pe mine, că eu sunt urât. O întorc, o întorc. Da. Este, ia stai să-i dăm cu zoom. Și uite, se vede și cerul frumos. Deci... Citroen tot timpul a făcut mașini cu o așa... Nu cu... Pe lângă cu o identitate bine definită și cu o frumusețe aparte. Iar la asta... Hai. E... Da. Noi am testat acum, cred că 2019-18, am testat DS7 Crossback, care era SUV-ul de la ei. Da, ei bine, are un prieten de-al meu în continuare. O are? Da, foarte mulțumit de ea. Uh-huh. Cea aia e frumoasă, dar asta e... Da. Mă gândesc în următorii câțiva ani ce le va mai trece prin mouse-ul designerilor. Deci... Păi, știi care e chestia? Asta e o mașină. Chiar dacă noi ne uităm la ea în ansamblu, trebuie să ne uităm la detalii. Vrei să începem din spate sau din față? Păi eu zic să începem din spate. Ia uite. Te apropii de ea. Ia uite luminile. Da. Ușile. Hai să vedem. Te depărtezi de ea. Se trag mânerele înapoi. Se trag mânerele înapoi. Te apropii de ea. Vin mânerele spre tine. Vin mânerele. Și dacă înveți, hai să am învățat o șmecherie cum să impresionezi oamenii. Fii atent. Înveți momentul în care o să vină spre tine și faci așa. Te duci și faci. A? Tu știi ce se uită lumea? Ia mai fă o dată, dă-mi să te filmez. Da, hai să vedem în spate, da. Fii atent aici. Hai. Și ia fii atent aici. Vino cu asta, să auzim sunetul. Fii atent aici. Ușă de mașină făcută în Germania. Ups. Da. Da, în primul rând, uite cât este de solid această ușă. Ia deschid-o. Pare praguri groase. Și cred că de groasă, adică cred că eu sunt, oricum este una dintre mașinile care e pe vârfurile stelelor NCAP pe partea de siguranță ca sisteme. Și deci pe partea de electronică, sisteme, și aia este top, are night vision, dacă îți vine să crezi. Are sistem blind spot assist care bate la 75 de metri în spate. În spate? În spate, da. În senzorul din oglindă bate la 75 de metri în spate, n-am mai văzut așa ceva. Și fii atent, fii atent, apropo de ușă și de asta, hai să-ți arăt ceva. Dar așa, ia fie atent. Apropo, se vede lemnul? Așa, să nu ne luăm copyright, fie atent aici. Ăla-i butonul de la geam? Da. Credeam că e de decor. Fie atent. Geamuri duble. Geamuri duble. Și pe față, și pe spate. E clar că în ea e liniște. E liniște. Bă, dar e incredibil că poate fi de frumoasă. Deci aici e mânerul, practic. Da. Și un mic spațiu de depozitare, poți pune un telefon, ceva. Iar ăsta e comutatorul de la geam. Da. Incredibil, nu credeam că e zi. Deci credeam că e ceva din... Da, bineînțeles, buzunare capitonate. Evident, buzunare capitonate. Asta e mânerul și fii atent. Asta e o echipare de top. Deci sunt mai multe echipări, fii atent. Sunt Bastii, deci Leo Bastii, așa se numește prima echipare, Trocadero, apoi... Sunt fanii, de ce zici? Sunt... Da. După aia, când ordinea prețului e Performance Line, după aia e Rivoli, care e asta, și urmează Cross-ul, care este un fel de... În fine, indiferent de echipare, forma feței de uși e aceeași, chiar dacă aici ai textil. Da. Și poate nu ai piano black, ai un antracit clasic. Bă, uite cât de frumoasă. Și tot timpul am considerat la mașini că fața de ușă e, cum să zic eu, e ca holul unei locuințe. Da. Pentru că întâi deschizi ușa și tu vezi ușa în plan, interiorul vezi deja cum pe invers. Și gura de ventilație de pe lateral e în ușă. Eu nu știu. Este probabil unul din motivele pentru care mașina e groasă și se simte așa. Spatele nu pot să spun că este extraordinar de mare în spate, dar nu știu ce caută sticla aia acolo. Așa.
e loc pentru clasa ei, acum... O să te pui tu în spate. O să mă urc în spate, dar banchetele astea și scaunele cu designul ăsta... Da, materiale bune și în spate, fără probleme. Buzunare, atenție, uite, buzunare capitonate și în spate. Și în spate. Sunt mașini care nu au buzunare la ușile din spate. Apropo, știi că vechiul DS4 avea geamuri fixe, deci n-avea nici manual, nici electric, nici cu flap. Cum geamuri? Era dubă? Da, era fixă, deci avea sticlă, da, dar da, erau fixe. Era o particularitate a mașinii. Apropo, observ că asta este o compactă, să zicem că se bate cu A3, cu seria 1, cu A-Class. Nu se bate cu nicio mașină. Nu se bate cu nicio mașină? Știi de ce? Pentru că este genul ăla de mașină care o iei pentru că îți place. Fii atent. Jante 17, minim 20 maxim. Asta le are pe 20, cu toate astea e confortabilă, pentru că, fii atent, are amortizoare cu stopuri din alea hidraulice. Știi cum avea Megane RS? Pe lângă asta, are cameră care scanează drumul în față. Și e clasa compactă. Bă, dar cât poate să fie de frumoasă. Deci, dacă mă întreabă cineva care e cea mai frumoasă mașină de-am văzut în 2022, asta este. Păi, tu nu știi. Mașina asta a câștigat premiul de cea mai frumoasă mașină a anului 2022. Îl dădeam și eu. Da. Deci, chiar e cea mai frumoasă mașină de-am văzut-o până acum. Apropo, am spălat ce faci acolo? Încerc să deschid. A, te pregătești de eveniment? Exersezi? Dacă ne invadează rușii. Cazaciocul. Da. Portbagaj 430 de litri. De care ce? E mai mare decât un Golf. Mașina e cam cât o Mazda 3 de lungă. 4,4 m. Capitonajul și aici e moale. Calitate, mă chiz de calitate. Da. Bine, la bani ăștia ți-am spus. Deci versiunea echipată și testată de noi, 51.000 de euro. Oho. Și cea mai preț basic de pornire? 32.000 plus TVA, deci 38.000, cam așa. Uite. Muzică. Focal. La Focal Electra 690W, 14 boxe. Păcate că nu putem să o probăm. Putem să o probăm, nu putem să o arătăm pe film, ca sigur. Se bate cu, la modul cel mai serios, deci am ascultat muzică în ea, se bate lejer cu Harman Kardon de la producătorii premium, se bate cu... Păi, Focal e un nume, la fel ca și Harman Kardon. Bowers & Wilkins, se bate cu ele. Se bate cu Burmester-ul de pe, și îl bate pe ăla de pe A-Class. Deci îl bate, fără nicio glumă. Portbagaj, așa, guri de evacuare false și mașina este benzină. Ia. Și ceva power, bănuiesc. 225 de cai putere. E motorul la 1.6 Pure cu injecție directă, care a fost făcut în colaborare cu BMW, doar că BMW a luat-o pe un drum. Grupul PSA, la vremea respectivă, a luat-o pe alt drum. Trage capota. Stai, înainte de capotă, vreau să mai arăt o chestie din cheie. Uite-te la luminile de zi. La luminile de zi, da, fiat. Asta mă, că e motorul pornit. Stai puțin. Cum e motorul pornit? Contactul pus. Bă, Popa, ce prezentator ești tu, mă? Unul bun. Da, ia fii atent. Eu mă depărtez. Și fii atent ce se întâmplă când mă apropii. Da, nu merge tot timpul. Uite, văzuși? Oricum, luminile de zi. Eu nu sunt un mare fan al sistemelor astea keyless. Mi se pare, bă, vreau să închid mașina, am închis-o. Vreau să deschid mașina, am deschis-o. Nu vreau să facă singură lucrurile ăștia când mă apropii sau când mă depărtez de ea. Uite, la spălătorie e o chestie, pentru că dacă vrei să speli mânerele, ce e sub mânere, să te depărtezi mașina, se închid, apoi se apropie, dar nu e problemă. Fii atent, fiecare lumină de zi, fiecare bloc din ăsta de lumină de zi, 49 de LED-uri diferite, 98 în total, aici. Poziție, fază scurtă, care, e... Smart. Totul Matrix LED. Și aici, fază lungă și cornering și ceață, da, se învârte la 33,5 grade. Pentru că Citroen DS pe vremuri a fost mașina care avea faruri cu cornering. Camera cu mult înainte era chipurilor. Exact. Era mecanică toată treaba. Aici camera, aici camera frontală și camera de Night Vision. Camera de Night Vision mai este și pe Peugeot și pe Citroenuri, nu e nimic nou. Dar e foarte mișto cum îți arată mașini, pietoni și bicicliști. Îți spune. Uite, știi? Da, hai să deschidem capota. Hai să o deschidem. Așa. Și dacă există cazul în care nu se deschide mașina, tot fâții cheia, apeși pe mâner și el vine spre tine. Știu, mai faci și pentru show unele lucruri. Da. Mai faci și pentru show.
Și oricât de frumoasă e mașina asta la interior și oricât, oricât de mult... Hai să nu dați imaginea pe repede înainte. Vrei să mă duc într-o să claxonez? Nu, nu, nu. Ai mai făcut asta. Incredibil. N-am mai întâlnit niciodată wow. O clapetă pe care să o tragi către tine. Nu, popa, se apasă aici. Da, n-ai deschis prea multe capote. Le-am deschis pe toate. Fii atent. Mâna, designul și imaginația lui se vede și pe... Capac. Pe capac și pe compartimentul motor. Putea să fie un capac simplu, putea să fie o protecție termică simplă. Dar și astea un pic de design, așa, știi? Exact. Multă tehnică. Sunt curios dacă ai făcut ceva. Automotive lighting, farurile. Curios dacă ai făcut ceva la noi, pentru că sigur ai făcut ceva la noi. Deci, sigur. Ne facem atâtea componente. Trebuie să fie. Și dacă nu sunt, tot o să fie. Dar fii atent. Uite, antifonare și protecție termică pentru turbină ca să nu ia foc. Hai să spun, știi ce mașini mai aveau chestia asta la motorul ăsta? BMW-urile. BMW-urile care aveau motorul ăsta și protecția, fiind motorul amplasat longitudinal, era într-o parte și era protecția asta într-o parte, la seria 3 F30 cu motorul ăsta. Uh-huh. E foarte mișto. Se vede. Așa. Uite, se vede și modulul de la cutia Aisin, că e cutia Aisin japoneză, automată. Nu poți să ții manuală, toate motorizările vin cu această cutie. Scrie pe Aisin, Japan. Aisin, da, Japan. Tot ce înseamnă cutia automată modernă pe modele PSA, era să zic Pelantis, vine de la Aisin. Da. No, a, și încă o chestie, dar voiam să... Ce-s ăștia? Conductele prin care trece lichidul de spălat parbrizul. Exact. Este o particularitate a mașinilor franțuzești. Bătrânul meu Peugeot 405, acum 25 de ani, avea tot genul ăsta, da, de spăla parbrizul stropea deasupra ștergătorului. E totuși o chestie foarte bine gândită de siguranță, pentru că tu la mașine care ai spălătoare separate, da, îți faci întâi acea perdea și apoi pleacă ștergătorul. Ai o fracțiune de secundă în care tu ai parbrizul acoperit cu apă. O să-l dăm să-l arătăm și o să arăt eu, o să vedeți prin clip imagini cu farurile noaptea și alte chestii noaptea. N-am apucat încă să le filmez, dar sunt absolut spectaculoase și de asta vreau să... Oricum, întreaga mașină este spectaculoasă, să știi. Da. Încă o dată zic, chiar merită acel titlu de cea mai frumoasă mașină. Și trebuie făcut, adică e genul de mașină care ți-o cumpăr efectiv pentru cum arată. Tehnologie au toate. Probabil plătești mai mult, obții mai mult la majoritatea brandurilor. Dar la cum arată, chiar dacă ai aceeași tehnologie, pe un... Mai există T-Roc? Da. Nu poți să o compari. Da. Deși și cum arată? Ajunge la 50.000 dacă... Mă rog, dar nu... Uite de cum arată. Încă o dată. Ah, lasă-mă să mă urc în spate. Urcă-te în spate. Dar vreau să... Până te urci în spate, ia. Nu, apasă. Așa. Mă trage. Așa. Nu o să-ți vine să crezi câtă lume când o vede, mai ales la petrecerile de pietoni. Și erau fetele, femeile, bărbații, uite, ce mașină e asta? Ieri m-am oprit într-un părculeț, erau bătrânii care jucau șah, toți au venit. Știi? Ai jucat și tu? Asta. Ce? Șah? Cu bătrânii? Nu, am jucat în tinerețe. Am luat locul 9 pe județ în 99, la juniori. Pentru clasa din care face parte, fie ce-i drept, e scaunul pentru tine. Nu e scaunul pentru mine. Cred că am loc. Zic eu că mai sunt mulți centimetri. Bineînțeles, nu voi circula eu în spatele unei, în locurile din spatele, da, unei astfel de mașini. Dar ce simți eu dacă te urci? Mirosul de piele. Da, care și nu e poate piele naturală. Produs, chiar dacă poate are, deși nu nici în zonele joase, nu are un plastic da. Euro 6, mirosul de piele acaparează. Da. Alte mirosuri de plastic sau de chestii din astea. Deci poți să-ți iei pe Performance Line Alcantara interior și ceva textil. Dar fii atent, la toate versiunile, bordul, da, bordul este 20% cânepă. Fii atent aici, 95% din mașină e făcută din materiale reutilizabile. 95%? Da, 85% din materiale sunt reciclabile, deci unele sunt reutilizabile fără a putea fi reciclabile. Și
25% sunt deja reciclate. Singur lucru, știi ce aș mai pune eu și cred că se poate? Plafonul negru. Pentru că are stâlpii negri în material și plafonul alb. Pe performance line. Probabil că da, dar... Da, te uimește cât poate fi de frumos. Are și trapă și la fel ca la Peugeot 308, pentru că e frate de platformă cu 308 și 9 lopă la Astra. Sunt aceeași generație de mașină. Dacă ți iei trapă, nu poți să iei parbriz încălzit. Dacă ți iei parbriz încălzit, nu poți să iei trapă. Asta e singura... Hai, probabil că e gândită în zonele unde ai nevoie de trapă, nu vei avea nevoie de parbriz încălzit. În zonele geografice unde ai nevoie de parbriz încălzit, n-ai nevoie de trapă. Exact. Și da, fiind geamuri duble și în spate. Uite, în spate. Îmi place chestia asta, capacul difuzorului. Putea să fie o formă simplă. Uh-huh. E până la urmă locul prin care se aud, prin care iese sunetul. Da. Dar uite, i-au pus ceva. Da. I-au pus. Bine, că normal că designul... Orice adică, lucru... E o mașină de asta care nu s-a zis, domnule, punem doar partea de sus, restul... Nu, nu e așa. Uite, deci dacă e de jos în sus, da. Ăsta, capitonajul din ușă, mânerul, ăsta, clanța, mânerul, comanda pentru... Adică te uimește și îți place în orice... În, da, uite, orice avem direcție, boxe și sus. În orice direcție o boxe privești. Boxe și sus. Fii atent. De calitate, deci, e bună în ea, să știi. Da, și nu numai calitate, dar și asamblare, soliditate. Sincer, m-a uimit. Adică asta bate A-Class fără discuție. Fără discuție. Nu era un Renault deghizat. Nu, lasă. Nu e Renault deghizat. E doar motorul în colaborare, chestii trestii. Dar fii atent aici. Fii atent câte suprafețe și texturi pe ușa din spate. Nu e ușa din față, nu? Și e o compactă, dar nu este o super limuzină germană. Plastic moale, piano black, lemn, da? Grilă, piele, aici material. Crom. Crom, material tare și capitonaj pe o singură ușă. Păi tu îți dai seama cât costă toate astea să le faci. Plus cusăturile din piele, că și asta e piele. Înțelegi? Adică nu s-au jucat. Și aici avem două texturi. Adică odată este piele și aici este adică spumă. Dacă, știi, dacă adun toate componentele ei și le cântărești calitativ, nu costă enorm. Pentru că astea sunt deja genul de lucru care le întâlnești la limuzinile premium. Da. Care au prețul dublu față de maximul ăsteia. Mergem, ne plimbăm cu ea? Mergem, dar vreau să conduci tu. Aule. Vreau să conduci tu, pentru că eu am condus-o. Vreau să vedem câte chestii mișto la interior sunt. Hai, oricum, că interiorul e plin de chestii. Și tu conduci, eu fac chestii la interior. Ce? Da. Bovere, deci pe bune Citroen e senzație. Da, dar nu mai e Citroen, e DS. Știi? ZS, zeiță, DS, zeiță. Deci, da, are un ecran aici. Zici că e un telefon aici. Da. Ia mizeria asta și aruncă de aici. Bine. Zici tu telefonul într-o zi. Bă, ia uite-te în ăla, în buzunar. Păi sunt telefoanele mele. E și al meu, mai e unul. Îl văzut. Da, e chinezărie, cata. Da, voi întoarce spre mine. Miracolul francezilor, au tăiat curentul. La scaune, pentru că a stat cu ea pe loc. Merge. Dacă mai stai, nu știu, gen 5 minute, știu, merge scaunul. 5 sau 10 minute mai merge. Da. De unde se pornește? Bună întrebare, hai. Nu, ăla e butonul de... Uite, trebuie să ți-a apăsat un pic mai mult. Da, voi să fac scaunul totuși. Fă-ți-l. Apropo, ascultați melodia asta, căutați fereastra ușă, rază de soare. Așa. Ok, pe 20 și așa, cu AC-ul. Fii atent aici. Fii atent aici. 3 degete și dai pe meniuri, dai pe scaune. Fii atent, scaune ventilate. Pe ventilație, exact. Și dau și eu pe ventilație. Dau încet. O dau încet, dacă eu îmi dădui încălzire. Ventilație încet. Ups. 1, 2, eu o las pe 2. Fii atent, Mihai. Stai, că îți dau și masaj. Faci valuri. Îmi fac valuri. Bă, n-am ce să reproșez acestor scaune. Deși eu sunt mare, stau bine în ele. Ce-i drept, nu excelează la un loc interior să fie grand, dar nici mașina nu este foarte mare. Nu e. Este pentru bărbați mai slim, pentru doamne, domnișoare, domnițe și așa mai departe, dar îmi place în ea. Și uite, îmi place în ea. Butoanele de pe lateral. Știi? La geamul. Îți place, zice? Deci îmi place în ea. Să-ți arată o casă. Butonul de home. Butonul de home, avem Apple CarPlay, avem Android Auto și fii atent aici, Deci de pe ăsta, dacă ți-a apăsat, poți să umbli pe ecran. Tactil. Da, și pentru navigație poți să îți dai close și în stânga și în dreapta. Poți să scrii destinația dacă vrei, dar nu pe Waze.
Dacă ai Apple CarPlay și Android Auto, nu poți să faci asta în timp real. Dar asta e foarte mișto, pentru că este antistres. Deci e antistres. Stai la semafor și dacă nu apeși, dacă nu pui hold pe ea, o să faci așa, te joci cu ea. Efectiv, este antistres. Te ajută foarte mult. Ia stai așa. N-ai timp să faci din Audi. Din Audi, nu. Ai, nu. BMW, a? Da, dar poți. A? Poți să ai. Poți și DS. Da. Oricum, n-ai cum. Într-adevăr, știi că toată lumea spune, domne, mașinile mai vechi au fost, nu știu cum. Dar nu poți avea lucrurile într-o mașină, astea într-o mașină vechi. Nu. Și uite că este o mașină nouă care are calitate la asamblare, la finisaje, la tot ce vrei. Și are și lucruri care nici nu puteai visa la ele. Acum, da, 10 ani. Fii atent, știi ce e asta? Știi ce sunt butoanele astea? De la climă. De la climă, dar ce fac? Directe. Nu, da, nu. Fii atent, aici reglarea aerului în sus și în jos. Pe bune? Pe bune. Nu cred așa ceva. Da. Wow. Lasă-l. Știi, stânga-dreapta și față-spate, știi? Deschidem, că mie îmi place să am aer. Da. Bă. Exact. Stai, meniul de climă. Nu, stai, doar dacă ești în Apple CarPlay și dai aici, ai meniul de climă. A, te duce în el, da. Da, pentru că în rest ai scurtătură. Și are purificator de aer, fii atent. Deci pe lângă faptul că îți spune calitatea aerului de afară, dacă se întâmplă să te duci la un castel din ala în Franța și să mănânci fasoal, ei bine, după aceea, așa, îți purifică aerul în 2 minute, în interior, tot aerul din mașină. Tot aerul, deci, dacă se întâmplă ceva. Păi nu, că e pe auto. Deci cum o dăm din... cum o scoatem din auto? A. Așa. Dai așa. Și acum poți să-i dai, știi, să reglezi tu. Așa, du-o așa peste tot. Da, cum vrei tu. Da. Deci, asta iar e o chestie. A, drive, modurile de condus? Da. Cum sunt? Deci au normal, normal confort. Normal confort, pe normal. Așa. Eu zic să o dai pe confort, să știi că e mai confortabilă mașina. Și asta este atuul ei. Nu e o mașină sportivă, nu se vrea a fi o mașină sportivă, dar motorul și cutia sunt setate astfel încât asta nu e o mașină rapidă de la 0 la 100, e o mașină rapidă în viața reală. Și o să vezi, o să-ți dai seama de ce spun când o să mergi. Ce? Bagă în viteză. Piciorul pe frână? E piciorul pe frână. Și acum dai de asta în jos. Hai, apăsăm pe aici. Neutru și drag. Neutru și drag. Stai să-mi pun și o centura. Da, pune centura chiar. Că nu e... Da. Și până... Te familiarizezi tu cu mașina, vreau să arăt eu o chestie. Deci, ai o cotieră absolut imensă, deci mie mi-intră mâna. Ce aici? Ai... Cât de mare! Da, exact! Ia uite, un milion! Opa! Ce? Ai bani în cotieră? Banii de la atelier. Așa? Un milion ți-au dat. Și uite, are o clapetă și pe aici bagi, dar am găsit, asta nu e moneda mea, cine a avut mașina mea înainte, nu știu, Dan Cadar sau cine a avut mașina înaintea mea a lăsat 50 de bani. Da, fii atent aici. Și poți să bagi un cablu, deci ții telefonul în cotieră, l-a încărcat și bagi un cablu frumos pe aici și iese frumos. Dar dacă ai versiunea plug-in hybrid, că există și plug-in hybrid, e bine, nu mai ai funcționalitatea asta. Doar la modelele termice sunt așa. Poți să iei și diesel, poți să iei și benzină, dar asta e cea mai puternică versiune și cea mai însetată. De altfel, da, uite, consumul meu după 400 ceva de kilometri, 7.9. La care ești totuși, până la urmă, puterea e acolo. Da, dar gândește-te că n-am mers Luci Popa Eco, am mers normal. Popa Style, da. Ce să zic, mi se pare foarte manevrabilă la vitezele astea mici pe aleile parcului, foarte silențioasă. Da. Apropo de silențiozitate, o să pun pe ecran în edit, că n-am făcut încă testul de antifonare cu decibelmetru. O să vedeți pe ecran acum cifra cu care mi-a scos-o și nu uitați că în descrierea clipului și în primul comentariu aveți link-ul cu toate mașinile testate cu decibelmetru. Și asta, într-adevăr, e destul de silent. Așa. Nu se aude semnalizarea, se aude în zona centrală, cumva nu se aude din spatele bordului. Păi are boxa asta centrală de la focal. În aia se aude, da. Nu se aude, dar da. Apropo, torpedou, capitonat, frumos, dar este și el foarte mare, imens și el. Ia să vedem. Ce vrea Mihai să facă? Ai trecut-o pe neutru. Ah. Vreau să umblu acela. Da. Ai și padele, evident, s-o treci pe manual, normal. Asta nu pe normal. Ia. Pe normal. Mergi cu ea pe normal. Mergi cu ea pe normal. Tempomatul adaptiv merge
destul de bine, foarte bine chiar. Păstrează distanța față de mașina din față, frânează, ține banda. N-am avut nicio problemă cu el. Deloc. Da, deloc. Destul de silent. Și gândește-te că acum, nu știu dacă se aude pe cameră, dar e și clima pornită, sunt și scaunile ventilate care au motorașe și sunt destul de silent așa. 3. Oricum simți discret ventilarea asta, nu simți un curent de aer așa care să te împingă. Da, dar tu ai pe 1, eu am pe 2. Știi? Lasă-mi pe 1. Păi eu ți-l las pe 1. La oraș. Nu, hai la oraș. Și du-mă pe drumul cu pavele. Aha. Apropo. Pavaj belgian. Pavaj belgian, cu o mașină franceză făcută în Germania. Fii atent. Are head-up display, vezi? E activat? Nu. Nu? Ok, stai să ți-l activez. O să ți apară. Gata, acum e activat, ar trebui să. Wow, alea, zici că e pe stradă. Da. Deci ce tare. Bine, mie nu-mi place de niciun fel head-up display. Îmi dă senzația în toate mașinile care am mers că îți distrage un pic atenția și e ceva în plus, știi, așa că scoate-mi. Îl scot. Apple CarPlay. Ia, tap to show Apple CarPlay. Full screen 10,2 inch. Vine în standard ecranul, vine în standard de Apple CarPlay. Nu trebuie să vă faceți griji din acest punct de vedere. Merge foarte bine, rezoluția e bună. Sistemul de infotainment generație 9, același de pe Peugeot 308, dar mă rog, altă grafică, evident. Și de pe noul Opel Astra, că și aia e o mașină din aceeași chestie. Ce n-are mașina? N-are auto hold. Da, nu știu de ce. Dar are auto hold pe tempomat, gen, știi, dacă mergi cu tempomat și mașina se oprește, ea stă. Și după aceea când pleci, apeși accelerația și te duci. Dar, na, trapa e destul de ok. Hai să o și arătăm. Și am impresia că și trapa este un geam tot izolat, tot, da. Vezi, e destul de, nu ai zgomote de rulare din parc. Poate dacă mergi pe ea, de sfântă la viteze de autostradă, să ai un număr care fâșuit. Da. Iar în ceea ce privește confortul, eu nu știu alte scaune de compactă mai bune. Deci efectiv, deci, nu știu. Bune sunt. Da, sunt adevărate la scaune astea. Și nu știu, miști piciorul pe el și simți pielea, nu știu, e altă senzație. Se vede că nu e deloc ieftinătură. Și pe partea interioară, atât tu cât și eu, avem material textil ca să nu se rupă pielea de la frecușurile cu plastic. E gândită. Oricum nu pui mâna aici, deci n-ai nevoie de piele pe acolo. Da, e zona în care scaunul flambează, știi, da. Când e încărcat. Place pe pasă, știi? Da. Am făcut și o bucurie. Păi da, știi că eu ți-aduc mașinile. Oricum, mașina asta mie mi-a depășit așteptările. În sensul că eu știam cum sunt restul de S-urilor. Știam cum este noul Peugeot 308, care e fratele mașinii acesteia. Și aveam anumite așteptări. Aveam, ok, trebuie să fie la nivelul de DS, dar să fie cu tehnologiile noi și așa mai departe. E, nu, asta este peste. Adică plusul de bani pe care îl dai peste un 308 sau peste o Astra, că mă raportez la mașinile astea pentru că sunt înrudite. Înrudite, da. Plusul de bani. Uhu! Te duce? Trebuie turată, benzină turbo. Benzină turbo. Da, știi care e chestia? Dar se duce rău. Când se duce. Adică, na, 7-9 până la 100 pentru 225 de cai, nu e mult. Mașina are o tonă jumate la gol. Nu e, dar cutia e destul de relaxată și mașina e destul de relaxată pentru că tu dacă accelerezi cu un sfert de pedală, mașina va prinde viteză foarte repede. E rapidă real life. E rapidă în viața reală. Nu, mașina rapidă, adică mai ales dacă o dai în mod manual și o ții din, da, o ții motorul în ture. Da, e genul care mașina, nu știu, e genul de motor care îi place să stea, dar ține de cutie. În plaja medie de cuplu să te accelereze în cuplu, nu se ducă sus în turatii să urle. Și padelele, deci mașina răspunde bine că am mers cu ea pe padele, am mers cu ea sportiv. Răspund bine padelele, nu sunt evident cele mai rapide. Mașina este făcută pentru confort și m-am săturat de toate mașinile care... Spune. Tu am săturat de toate mașinile care vor să pară sportive pe degeaba. Ce faci mai acolo? Soapă inimioară. Fă-mi o inimioară, da. Care vor să pară sportive pe degeaba. Nu. Uite, asta merge pe confort și foarte bine face. Din toate punctele de vedere. Scaune, suspensie, silențiozitate. Că zici că e scumpă. Gândiți-vă la o chestie. Poți să-ți cumperi,
seria 1 care să treacă de 60.000. Și asta ajunge la 60.000 dacă e cross, plug-in hybrid și nouă mai pui și rabla. Și mai pui și opțiunile pe ea. Nu ai genul ăsta de nu ai nici scaune atât de frumoase, nici o germană, nu ai niște fețe de uși atât de frumoase. Și nu ai o mașină pe exterior atât de frumoasă. Și nu ai una care să conducă atât de ușor în oraș. Pentru că asta e făcută să meargă pe străzile Parisului în confort de plin. Și modul cum dai de volan atât de ușor și mergi cu ea e ceva mai rar, mai rar. Adică toți au lăudat-o care au mers cu ea. Dar știu că vine verde, ai văzut? A, știu că vine verde. Nu, eu știu. Da. Da, uite, zici tu că nu se conduce ușor, adică... Da, nu, ți-am zis că e foarte, mi se pare manevrabilă. Sunt mașini noi care nu sunt manevrabile la viteză mică. Da. Care, până la urmă, e basic-ul unei mașini, știi? Înțeleg, domne, nu stă la viraje, la viteză, nu stă nu știu cum, dar la viteză mică și trebuie să fie orice mașină de să fie manevrabilă. Că vei folosi pe străzile orașelor. Da, se vede? Pavajul belgian. Pavajul belgian. Ia să dăm aici pe confort. Două pe confort. Ia pe confort. Oh, e liniște completă în ea. Da. Unde are start-stop-ul? Start-stop-ul? De dezactivat. Nici nu cred că l-am găsit. Dacă nu e pe stânga, nu e deloc. Nu e deloc? Da. Not good. Este undeva, dar nu... Probabil să poate fie prin meniu. În fine. Mi se pare genul de mașină care să o faci cadou, dacă ești un boss. Nu-i doamne, nu-i domnișoare. Pentru că nu ai cum să o impri. Dacă iei orice altceva, e german, va intra într-o comunitate cumva. Da. Precând asta e chiar ceva de impresionat. Care impresionezi, să știi. E ce cum m-a impresionat pe mine, care nu sunt un fan al genului ăsta de mașini, efectul apariției e cu totul. Exact, este o apariție. Este o apariție, exact. Oamenii se uită la tine, atrage atenția, atrage privirile, se întreabă ce e, vin la tine, te întreabă ce e, ești în centrul atenției. Păi spune-mi tu mie, dacă cu o mașină germană de 50.000 de euro mai ești în centrul atenției... Ești în normalitatea atenției, ești, da, în mijlocul normalității. Da. Lumea nici nu se mai uită, că deja au văzut 1100 și mai departe. Dacă văd emblema de DS, când văd mașina, forma, farurile și farurile noaptea, și am zis că arăt eu, uite, este 3C4. Da, chiar. Farurile, fii atent, au lumini MOV, deci pe lângă lumina sa, au lumini MOV în far, LED-uri MOV în far. Deci atâta timp cât nu vrei o mașină care să rupă virajele... Dar rupe și asta, nu mi se pare... Nu, rupe! Nu mi se pare moale, adică e o suspensie calibrată plăcut și pe drumul așa, așa, dar uite... Bine, nu te împinge în ușă, știi, dar da, nu e scopul unei mașini ca asta să te împingă în ușă, dar mi se pare sigură, să știi. Mi-a plăcut partea de, și frânele la aia sunt foarte... Țapene, da. Foarte strong, așa, știi, imediat... Ia, apasă un pic pe frână. Nu mai apăs, că l-am văzut. Adică, e, oricum, mașinile astea noi, oricât de hulite sunt, să zic așa, sunt o evoluție mare. Da. Atât tehnologic, cât și... pe partea asta de cum e făcut interiorul. Și hai să vă mai zic o chestie. Pentru cei care zic că e doar un Citroen, nu. Deci urcă-te în Citroen C5 Aircross, o mașină, după părerea mea, cel mai reușit Citroen, cu siguranță Citroen actuală, și urcă-te după aia în asta. Și diferența de calitate interioară și de materiale este de la cer la pământ. Este de la cer la pământ. Adică brandul DS s-a rupt de 7 ani, dar s-a rupt total de Citroen. E efectiv propriul său brand. E propriul său brand. Nu este doar un Citroen. Că știu că camionetă Fiat, ai văzut? Unde? Aici am parcat. Era fullback sau Strada? Fullback, cred. Da. Cine le face? Mitsubishi. E Mitsubishi L200 cu siglă de Fiat. Mă gândeam că e ceva american, ce Chrysler. Da, nu. Dacă e fullback, e Mitsubishi L200 cu siglă de Fiat. La fel cum Renault Alaskan e Nissan Navara. Am văzut un Renault Alaskan în București, tot încerc să fug după el, să-l prind, să-l filmez, dar nu-l ajung din urmă. Știu și unde stă. Da. E
nu a fost om care să nu fie impresionat de mașina asta. Și culmea, și eu, care eu sunt destul de pretențios la mașini, nu că sunt pretențios, dar... Am dus Toyota. Apropo, mai? Da, încă n-am vândut-o, dar m-au sunat mulți, să știi. O să-i fac clip. Astăzi, dacă am timp, îi fac pozele și pun pe anunț. De fapt, mi-a zis cineva să o pun pe grupul de Toyota Avensis pe Facebook, că mi-o cumpăr aia în două. Să te iau puțin la mișto oamenii pe acolo. Dar nu, vrei să știi care este, că am apărut pe grup. Logic am apărut. Zice acolo, Luci Popa își vinde Toyota, știi? Își vinde Avensis-ul. Foarte tare. Opa, ia uite, BMW. Și dacă asta e atât de bună, imaginează-ți atunci când o să vin la Craiova să-ți arăt DS9. Foarte cam, mergem prin centru. Mergem prin centru, aia o să rupă. Deci aia o să... Da, exact. Aia o pui în fața primăriei și nu se mai uită lumea la primărie. Nu mai... Aia efectiv va opri oamenii. Punct. Mergem cu ea în centru, serios. Mergem cu ea în centru, da. Mergem. Mașină e de asta. Bine, nu, dar așa, le punem niște întrebări trecătorilor, ne gândim da, la ceva. La asta nici nu trebuie să acoperi siglele. Da, 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 chiar că nu scrie, nu... Exact. Și eventualele completări la clip o să le mai vedeți ori în timpul, pe parcurs, gen farul și alte chestii. Și dacă mai e ceva ce vreau să spun neapărat, o să spun la finalul clipului. Dacă mai mi-aduc eu aminte de lucruri pe care vreau să le spun despre ea. De exemplu, locurile spate și alte asemenea. Eu voiam să spun în titlul acestui clip că e scumpă ca dracu, dar al dracului de bună, știi? Dar nu știu dacă am voie să folosesc dracu în... Eu spun așa, nu știu. În titlu. Zic altfel, frumusețea nu are preț. Frumusețea nu are preț. Așa să pui titlul. Frumusețea nu are preț. Frumusețea nu are preț. Da. Da. Frumusețea nu are preț. Bună asta. Bună asta. Și îmi place că n-am folosit clișeele. Bine, am folosit clișeele cu francezii fac mașini frumoase și că mașina e chic și că DS. Astea erau cele trei clișee. Am folosit doar asta, cu francezii fac mașini frumoase. Uhu! Deci pe bune merge și merge bine. Deci chiar merge bine. Deci merge bine, bine. Nu ai ce să-i ceri. Da. Și cu ea pe normal, nu pe sport, nu pe nimic. Eu am mers cu ea pe viraje. Știi care e chestia? Având direcția ușoară, nu prea simți ce face puntea față la viteze mari. Dar poți să iei... Mașina. Nu e o mașină lipsită de feedback. Adică ea îți spune ce face mașina. Îți spune prin caroserie, nu prin volan. Într-adevăr, asta toate, știi că toate care au genul ăsta de servo, de asistență, nu mai ești rupt un pic de roți. Da. Parking brake applied. Foarte tare, să știi. Bravo, Popa. Spune-mi tu mie o mașină franțuzească la ora actuală care e mai bună ca asta. Nu, fii atent, indiferent de preț. Există și varianta full electric? 2024. E, aia va fi. Din 2024. Deci dacă scoți o mașină ca asta de frumoasă, da, full electric, ai terminat. Uh-huh. Că ai și frumusețe, ai și eco-friendly și consum cheltuieli, da, mici. Cheltuieli mici. Ce să mai, astea fiind spuse, fă tu încheierea. Da. Asta este una din... Stai. Asta este una din încheieri, pentru că posibil să mai fac eu niște completări la final. Abonați-vă la Automaster și Vamihai Popescu, la Mașini cu Luci Popa. Nu uitați că avem giveaway, like la clip, la clipuri în general, comentați și spuneți-mi dacă vreți să mai filmăm astfel de mașinuțe împreună. Sincer, dacă mai aduci din astea, chiar vreau neapărat. Nu, DS9-ole ți-l aduc ca să-l filmăm împreună. Și o să mai aduc, adică mai am surprize pregătite și voi mi-ați tot cerut în clipuri, mi-ați tot cerut, du-te la Craiova, du-te la Craiova. Eu nu pot să mă duc la Craiova în fiecare zi, gândiți-vă că sunt 500 de km dus întors. Nu, dar... știți ce trebuie să mai spunem, adică, într-adevăr, am fost separați cumva, da, dar voi gândiți-vă altceva. Dacă tot efortul meu de aici, cu rablele și din Ardeal, și cu puținele mașini fancy și noi la care am avut acces, S-class. Munca lui Popa pe alte canale și în televiziune, călătoriile lui Daniel ar fi fost puse pe acel canal în continuarea perioadei lui de glorie. Cine, da, și ce am fi fost astăzi? Da. Fiecare cu formatul lui, cu stilul lui și episoadele împreună. Împreună, da. Astea fiind spuse, el o să zică pa, eu dacă Popa nu... revine după reclame. Da, poate revin, poate nu revin după reclame, exact. Dar hai să vă spun o chestie. Abonați-vă. Este cel mai simplu mod prin care ne puteți ajutați și aveți link pentru giveaway în descriere. V-am pupat. Bye, bye. Uite, și dacă voiați să vedeți
cum arată night vision-ul. Cam așa arată. Destul de ok, destul de avansat. Păcat că la ora asta nu prea sunt mulți oameni, mulți câini pe stradă. Dar avem o canalizare care a explodat în fața noastră. Miroase a oameni. Dar am zis că vă arăt, cam așa se vede. Poate prindem un om, poate prindem un câine. Să vedem, câini nu prea mai sunt. Singurii câini pe care i-a reperat mașina asta au fost aia ținuți în lesă. Deși am mai început să prind, să văd un câine, doi vagabonzi pe stradă. Deci cam așa este night vision-ul pe DS4. Ha, am găsit câini. Și în față vedeți tâlp, ca și când ar fi om. Ia uite un om, uite un om care merge de ascuns după punctul ăsta. Ia uite-l. L-am văzut. Așa bat farurile în fază scurtă. Așa bat în fază lungă. Și evident atunci când mergi cu mașina, fiind matrix LED, se aprind și se sting diferite părți laterale ca să nu orbească șoferii din față, care vin din față. Deci bat bine. N-am ce să le reproșez. Între ele e o mică vale acolo. Se vede. Dacă îi dau mai tare, valea dispare. Și uite așa cum stă ea frumoasă. Liniște totală. Te apropii de ea. Frumos. Bum. Bum. Doar luminile de zi. Te apropii și mai mult. Și te duci la mânere. Se aprind. Se aprind și farurile. De fapt, da. Asta e problema. Că dacă te îndepărtezi de ea, nu mai faci ce să scoți cheia. Dacă scoți cheia, se vede așa. Se văd și luminile. Cu mov. Oricum, nu știu cum se vede pe cameră, dar în realitate e superbă treaba. Superb. Cu mov. Și evident luminile de pe jos cu DS. Dar stai să vedeți stopurile. Stopurile sunt bestiale.